Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise, de data aceasta cu un semnal de carte, o noutate editorială, așa cum v-am obișnuit în ultimul timp. Fiecare noutate editorială Herald încercăm să o aducem înaintea dumneavoastră. Astăzi vorbim despre I Jing, Cartea schimbărilor, o carte publicată în colecția Calea Chineză, în categoria Daoism, și alături de noi este Andreea Tincea, senior editor Herald, cea care s-a îngrijit într-o oarecare măsură de viața și de apariția, de nașterea acestei cărți, o carte extrem de importantă. O carte care, mă rog, într-o intervenție, într-un material realizat în urmă cu câteva luni, făcând referire la această carte, vorbind tot despre altă carte din colecția Calea Chineză, chiar discutam cu cineva că sunt anumite cărți, nu știu, facem un top, vreo 3, 4, maxim 5 cărți, care nu ar trebui să lipsească din biblioteca oricărui bibliofil, să spunem, care se respectă și mai ales a unuia care este pasionat de spiritualitate și de tradiții spirituale, și printre ele, bineînțeles că am enumerat și Biblia și cartea aceasta, dar și originea speciilor a lui Darwin. Cartea schimbărilor în chineză I Jing este incontestabil una dintre cele mai importante cărți ale literaturii universale. Iar originile sale, am putea spune, se pierd într-o antichitate mitică. Chiar și în prezent ea se află în atenția celor mai de seamă literați ai Chinei. Aproape tot ce s-a gândit măreț și esențial pe durata a peste 3.000 de ani de istorie chineză, fie a fost inspirat de această carte, fie a exercitat o influență asupra interpretării sale, astfel încât putem afirma, dincolo de orice îndoială, că I Jing conține rodul unei înțelepciuni desăvârșite de-a lungul mai multor milenii. Andreea, aș spune că nu este doar o simplă noutate editorială, aș spune că, parafrazându-l pe dragul nostru prieten, profesorul Teodoru Ghiondea, aș spune că este un eveniment editorial. O carte așa, foarte importantă. Bună, Sorin! Bună ziua tuturor celor care ne urmăresc la acest semn de carte, și eu aș fi început în aceleași cuvinte, și nu pentru că vreau să laud aparițiile editurii Herald, ci pentru că, într-adevăr, exact cum foarte bine ai punctat la începutul conversației noastre, I Ching, pentru cei care nu cunosc sau nu au auzit sau poate doar întreagăt cândva a ajuns pe la urechile lor informații despre această carte, este un obiect de căpătâi, este o carte pe care orice iubitor a ceea ce înseamnă cultură și civilizație, a tot ceea ce înseamnă istoria umanității pusă în formatul cărților, ar trebui să o aibă în biblioteca asta. Am așteptat cu mare bucurie această reeditare a I Ching-ului, pentru că editura Herald a mai făcut odată serviciul de a publica această carte în trecut. De data aceasta, noutatea în ceea ce privește reapariția cărții I Ching ține de faptul că apare în colecția de înțelepciune chineză, și mulțumim colegilor editori care au făcut posibilă apariția acestei colecții. I Ching aici se potrivește cel mai bine împreună cu toate celelalte minunate, extraordinare cărți care au apărut în această colecție până acum. Întâmplarea face că în acest moment am fost eu născătoarea, îngrijitorul care s-a ocupat de ultimele etape până la publicarea acestei cărți, și nu întâmplător, adică și pentru mine, interacțiunea cu această carte obiect, despre care știam încă de mult timp că este o biblie a filozofiei și înțelepciunii chineze, a punctat un moment important în viața mea. Am ajuns să lucrez la această carte în urma unor cumul de sincronicități, cum spune și Carl Jung, într-un moment în care eram pregătită să mă ocup de această carte. Terminasem de curând un program de formare în cheile genelor, despre care o să și menționez ce legătură au cu I Ching-ul, și am fost mult mai pregătită să deschid această carte și să înțeleg
Un pic mai mult decât un om care nu știe absolut nimic despre I Ching, izvoarele de înțelepciune și să deschid mai mult simțurile și urechile pentru a înțelege ce vrea să spună. I Ching este o Biblie a înțelepciunii chineze, în primul rând pentru că, la fel ca orice obiect de această natură energetică, aș spune, vorbește celor cu care interacționează. De mii de ani este considerat nu doar o carte oracol, ci și o carte de înțelepciune. Istoria acestei cărți pornește, cercetătorii, lingviștii, sinologii, cei care s-au ocupat cumva de a urma firul apariției acestui obiect cultural numit I Ching, cum spuneam, pornește de pe la 1000 înainte, 1000 înainte de Hristos, anul 1000 înainte de Hristos. Alții vorbesc despre influențe care ar fi dat nașterea acestei cărți cu mult înainte de anul 1000 înainte de Hristos. Dar rădăcinile conceptuale și culturale la care lingviștii au concordat asupra unei concluzii se opresc undeva în jurul anului 1000 înainte de Hristos, ceea ce deja o face să fie un artefact, un obiect care a reușit să ajungă până la noi, iată și în limba română, grație editurii Herald, într-o formă cât s-a putut de apropiată și de conștient transmisă lingvistică de traducători, cât mai aproape de forma contextuală a timpului în care ea a fost setată ca și origine. Ceea ce vreau să spun este că această ediție tradusă din limba germană în limba engleză și fiind tributară traducerii în limba germană semnată de Richard Wilhelm este foarte conștient pusă în contextul cultural în care această carte a apărut. Ține cont și de setup-ul politic și de setup-ul dezvoltării civilizației chineze la anul 1000 înainte de Hristos, ceea ce o face să fie totuși o traducere respectată în Europa, pentru că înainte de traducerea în limba germană a lui Richard Wilhelm au existat și alte traduceri care au circulat. Însă, așa cum spune și Jung, munca de recunoaștere a acestei cărți ca fiind valoroasă pe care a făcut-o Richard Wilhelm ține foarte mult de faptul că el a studiat cu un maestru chinez, un filozof chinez, o importantă figură în educația din China la început de secol 20. Richard Wilhelm a locuit o perioadă înainte de Primul Război Mondial acolo, timp în care a și studiat cu un maestru chinez ceea ce înseamnă arta divinației bazată pe I Ching și întregul sistem filozofic din spate său, urmând să termine de tradus această carte în limba germană la 1923. Așadar, zic eu că este un obiect cultural, nu doar că avem parte, iată, de o traducere care circulă de 100 de ani în Europa și care a format foarte multe dintre modurile de gândire ale îmi vine să spun scholars, mă scuzați că fac pauzele acestea, ale oamenilor care au studiat această carte, ale filozofilor. Pentru Jung, după cum spuneam, care era prieten cu Richard Wilhelm, această carte a fost de o extremă importanță și întotdeauna a vorbit despre ea și s-a raportat la ea ca fiind o carte care vorbește, care are propria sa personalitate și explică de multe ori când face referire la I Ching cum această carte instrument reprezenta pentru oamenii de rând, pentru oamenii politici, pentru oamenii influenți din cultura chineză și iată și pentru el și în definitiv și pentru cei care o folosesc oriunde în jurul lumii, o poartă de contact cu inconștientul. Pentru că arta divinației, de fapt, indiferent cum era practicată din timpuri primitive și până în timpurile noastre, presupune, de fapt, conectarea printr-un instrument la inconștientul colectiv și poate la o inteligență superioară decât cea conștientă pe care o folosim în fiecare zi, pentru a obține răspunsuri care să ne ajute în a lua decizii, în a face față transformărilor de zi cu zi la care suntem supuși în viața noastră. Revenind puțin la conținutul acestei cărți, este o carte care nu e despre I Ching, este în sine
corpusul celor mai importante tratate scrise care aparțin I Ching-ului. Este I Ching în sine, doar că partea extraordinară de ajutor pentru mintea culturală a europenilor este că Richard Wilhelm a pus în această carte și o introducere stufoasă care vorbește pe limba tuturor despre de unde vine I Ching, cum au fost create elementele din I Ching și cum sunt folosite. De asemenea, în partea de final a cărții există anexe care pot să fie de ajutor pentru cei care își doresc să se inițieze în tainele oracolului I Ching și a modului în care putem folosi această carte pentru a înțelege cum să ne adaptăm la legea naturală și a lua decizii în acord, în flux cu legea naturală și deci a progresa într-un mod constructiv în viața noastră. Partea de mijloc a acestei cărți este alcătuită din explicațiile celor 64 de hexagrame care alcătuiesc, de fapt, I Ching-ul, această I, schimbare. Ting, carte, această carte a schimbărilor și cele mai importante comentarii de-a lungul istoriei care au marcat transformarea I Ching-ului, de fapt, într-o carte de filosofie, într-o carte de înțelepciune chineză. Aș spune totuși câteva cuvinte despre aceste hexagrame care își găsesc originea, spune Richard Wilhelm la începutul acestei cărți, în de fapt, acest simbol etern recunoscut acum în jurul lumii, Yin și Yang, între ceea ce înseamnă femininul receptiv, blând, așezat, cel care primește, cel care este întunecatul, cel care este contracția și reprezintă până la urmă nuul. Și legătura pe care o are cu partea masculină, luminoasă, yang-ul, cel care este expansiv, cel care creează, cel care oferă energia mai departe, pune în mișcare, acționează. Pornind de la aceste două concepte care nu sunt în contradicție, sunt în complementaritate și mișcarea lor eternă, pe care noi o vedem reprezentată de cele mai multe ori sub forma a doi pești care se caută unul pe celălalt sau chiar și Ouroboros, care înseamnă aceeași mișcare continuă. Ei bine, înțelepții chinezi primitivi, antici, au ajuns la concluzia că principiul cel mai important care definește natura realității în care noi existăm este această mișcare eternă de schimbare între cele două elemente fundamentale, Yin și Yang. Extrapolând din Yin și Yang sub forma a două simple semne, Yin, adică femininul, sub forma unei linii întrerupte și Yang, adică masculinul, sub forma unei linii pline, iată cum deja apare o simplă imagine formată din două linii, da? Un da și un nu, mai precis, după cum am arătat, un nu și un da, care puse împreună au început să formeze aceste imagini, patru imagini de bază, din câte două linii formate, din da și nu. Și aici deja fac o mică acroșă culturală. Leibniz este cel care a introdus în civilizația europeană conceptul de 0 și 1 pe care, bineînțeles, chiar și telefoanele noastre funcționează astăzi. Toată civilizația noastră, nu doar din punct de vedere filozofic, dar și din punct de vedere tehnologic, funcționează în acest da și nu, care este extrem de conectat cu Yin și Yang. Leibniz se pare că a avut contact cu I Ching și a fost expus aceste informații pe care și I Ching și Yin Yang-ul o aduc și o fac cunoscută tuturor. Revenind din cele două linii de Yin și Yang, da și nu, de-a lungul timpului s-a adăugat și a treia linie care să poată să dea nu doar un răspuns simplu din punct de vedere al unui oracol, a face sau a nu face acțiunea, în funcție de întrebarea pe care o înaintai oracolului, a merge înainte sau a nu merge înainte. Ca să completeze un pic răspunsul unui oracol față de o infinitate de situații de viață în care noi suntem puși, s-a adăugat cea de-a treia linie, fie Yin, fie Yang, și așa au apărut hexagramele, și așa au apărut trigramele, care întotdeauna, dacă veți găsi acest simbol în mijloc, Yin și Yang, pe margine, cele opt trigrame care formează elementele de bază pe care
chinezii le recunoșteau ca fiind elementele din care este construită până la urmă orice mișcare din natura noastră. Și acestea o să vi le și împărtășesc ca să putem să le aducem puțin în realitatea noastră fizică. Este vorba de cosmos sau cer, apă, pământ, vânt, foc, lac, tunet și munte. Partea interesantă cu aceste hexagrame extraordinare este că ele reprezintă din start nu doar aceste elemente naturale care împreună reușesc să facă mișcările din natură atât de complexe încât să ne dea un sens profund al acțiunilor pe care le avem. Ele au fost suprapuse și cu un sistem de ierarhizare. Acesta cel mai probabil introdus undeva în timpul dinastiei Wang, după cum spune Richard Wilhelm, în moment în care au apărut și hexagramele, adică suprapunerea a două trigrame, ajungându-se astfel la 64 de simboluri care ar interpreta oricare situație de viață în care noi ne-am aflat. Ei bine, aceste 8 trigrame de bază ajung să fie puse într-un sistem ierarhizat care se numește Bagua, sunt de fapt hexagrame, mă scuzați, nu trigrame, fiind tatăl și mama, adică soarele și pământul sau cerul și pământul, trei fii și trei fiice. Și deja jocul acestor elemente care se tot preschimbă și ajung să formeze împreună aceste 64 de hexagrame, reușesc să spună de fiecare dată și povestea unor relaționări, legături, poziționări, moduri în care oamenii ar fi putut să înțeleagă cum să se raporteze la o anumită situație din viața lor dacă ajungeau în fața unui eu știu, magician de stradă sau cititor, oracol, care folosea I Ching-ul, fie dacă folosea el însuși codițele de bețișoarele de coada șoricelului sau monedele pentru a își da în I Ching, cum am spune noi astăzi. Foarte interesant, acest sistem I Ching a fost folosit în mod oficial și pentru a lua decizii politice, pentru a prezice războaie sau pentru a răspunde conducătorilor ce fel de atitudine să aibă în diverse situații de viață. A fost folosit în viața de zi cu zi a oamenilor care veneau să întrebe să facă această căsătorie sau nu, fie am o situație de viață cu partenerul, cu soțul, ce ar trebui să fac, ce-mi spune I Ching-ul că ar trebui să fac. Indovinatorul, magicianul, cititorul de oracol dădea în monede sau în bețișoarele de coada șoricelului, apăreau aceste hexagrame și apoi urma o interpretare a acestora. Răsfoind cartea, dacă ești un cititor care nu a atins până acum tratatul I Ching, cred că totuși ai destule resurse să te regăsești în ceea ce se întâmplă în această carte, pentru că textul, așa cum este redat, vine sub forma unor foarte scurte, aproape poezii din câteva versuri care explică foarte concentrat ce se spune fiecare hexagramă, urmată de o explicație pe larg, care să îți dea mai multe acroșe pentru a înțelege această hexagramă. Parcurgând cartea, fiind și eu o neinițiată în acest sistem, am reușit să descoper totuși foarte multe situații de viață care, pe scurt, câteodată se regăseau atât de bine descrise în unele dintre hexagramele din carte. Acum, foarte pe scurt, I Ching-ul a reieșit la suprafață în lumea occidentală grație sistemului Human Design și cheile genelor și o să las aici o invitație celor care sunt interesați să descopere și în această direcție. I Ching-ul nu este doar o carte prăfuită care merită să fie pusă la loc de cinste în bibliotecile celor care sunt iubitori de cultură și civilizație, este încă un sistem activ. Există oameni care încă folosesc I Ching-ul în prezent pentru a-și conduce alegerile sau măcar pentru a vedea care dintre opțiunile față de un anumit moment din viață sau situație de viață ar putea să-i ducă către un rezultat dorit, să zicem. Cheile genelor vorbesc despre cum
O întreagă mișcare solară de 365 de zile trece prin fiecare dintre cele 64 de hexagrame, adică odată la 4-5 zile se schimbă hexagrama soare sau hexagrama pământ prin care trecem și suntem invitați să contemplăm odată cu fiecare 4-5 zile cum se simte de fapt energia acestor hexagrame în viața noastră. I Ching-ul este o carte de contemplat. Este și un instrument pentru indovinație și pentru cercetări oraculare. Este și o carte de filosofie și aș spune că este și o urmă extraordinară a istoriei și a drumului pe care a parcurs-o dezvoltarea civilizației chineze de-a lungul a cel puțin 3000 de ani. Dragii noștri, am vorbit despre I Ching, Cartea Schimbărilor, o carte publicată în colecția Calea Chineză a editurii Herald, o noutate editorială, un eveniment editorial, așa cum am spus la începutul intervenției noastre. A fost alături de noi Andreea Tincea, senior editor Herald, care îi mulțumim foarte mult pentru informațiile prețioase din această carte. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi frumoasă și lectură plăcută. La revedere!